Bun găsit, dragii noștri, și iată-ne la o nouă ediție a emisiunii Spatele Scenei. Pe lângă evenimente și pe lângă spectacole, ați scos și albume. Bineînțeles, primul nostru album a fost o compilație de colinde, dacă țin bine minte. O experiență foarte frumoasă, după care a urmat două albume ale trupei Cronos. Și bineînțeles, nu în ultimul rând, în această toamnă va urma următorul, al patrulea în noua formulă. Da, bineînțeles, în noua formulă și am mai participat la emisiuni cu noua noastră colegă, cu Miki, însă de fiecare dată trebuie să-i spunem că îi urăm bun venit, cu toate că este mai micuță, dar iată că a prins din zbor multe lucruri și suntem sigure că pe parcursul timpului lucrurile vor evolua foarte bine. A fost și încă este și va fi în continuare o experiență extraordinar de frumoasă să am alături de mine două colege superbe, alături de care am avut, avem și sunt sigură că vom avea în continuare foarte mult succes. Și totul, cum spuneam, a început cu un casting la care am participat cu toată inima și cu foarte mari emoții, cu toate că îl cunoșteam pe domnul Ungureanu dinainte. Însă aveam așa oarecum o reticență. În momentul în care am ajuns acolo și am văzut foarte multe domnișoare care doreau să ajungă în această trupă. Însă iată că noi am fost norocoasele. Spune, Irina, cum ai ajuns tu în trupa Cronos și cum ți-a fost la... Până că ați făcut parte, ați fost la același casting. Exact, Cosmin, am făcut parte la același casting, țin minte chiar acum 4 ani de zile, eu am intrat prima în casting, iar Andreea ultima, parcă o văd așa stând frumos la o masă și purtând o discuție destul de calmă, dar observând că are destule emoții cu Cornel Bănică. Și am luat parte la acest casting, iar după ceva timp domnul Ungureanu m-a contactat și mi-a spus că am fost aleasă în această formație, iar în momentul în care ne-am întâlnit și am văzut-o pe Andreea, chiar nu mi-a venit să cred, zic, măi, chiar tu să fii eu prima și tu ultima, zic, chiar bate la ochi. Și vreau să spun că este o experiență extraordinară care m-a maturizat, am cunoscut destui oameni cu care am purtat destule discuții și au fost atât de multe evenimente și vor fi în continuare la care vom lua parte cu mare drag. Înțeles. Cum a fost primul eveniment, prima voastră reprezentație? Primul eveniment, aș putea spune, prima emisiune. Prima noastră emisiune a fost foarte încărcată cu emoție și mai ales pentru că a fost la un post național de televiziune, la Favorit TV. Oricum, totul a decurs neașteptat de bine, cu toate că eram foarte emoționate, însă pe parcursul timpului, cu trecerea timpului, am căpătat experiență și ne-am bucurat de... Ne-am bucurat noi de fericirea celor din jurul nostru, pentru că, iată, prin ceea ce am făcut noi și facem în continuare, am realizat că aducem zâmbete pe fețele oamenilor și asta contează mult. Și ce trebuie să specificăm este faptul că am cunoscut foarte mulți oameni, cărora trebuie să le aducem mii de mulțumiri, oameni cu suflet mare. În primul rând, cel mai important om de lângă noi este domnul Ungureanu, care... a fost, este și sunt sigură că va fi în continuare lângă noi. Ne susține, ne învață și ne-a redat o încredere maximă în noi. Deci domnul Ungureanu vă împingea pe scenă? Da, oarecum. Și la propriu și la figurat. Da. Ce s-a întâmplat apoi cu trupa? Au urmat spectacole, evenimente? Bineînțeles, așa cum spuneam, am fost plăcut impresionate de reacția publicului și de oamenii din jurul nostru, pentru că, iată, oamenii nu au uitat să se mai și distreze. Cu toate că viața de zi cu zi, știi și tu, știm și noi și toți cei de acasă, știu că viața este destul de complicată, mai ales în zilele noastre, greutăți și multe alte lucruri, familie, copii și tot așa. Însă, important e să nu uităm niciodată că suntem oameni și
trebuie să mai uităm totuși de cele din spate, să le mai dăm la spate așa și să ne bucurăm și de tot ceea ce e în jurul nostru, de dragoste în general, de iubire pentru părinți, pentru toată lumea, așa cum și în cântecele noastre am redat de fiecare dată tot ceea ce simțim și tot ceea ce trăim în fiecare zi. Cum primește publicul piesele voastre? Sincer, asta e, ești lângă mine, tu ai cele mai multe întrebări. Sincer, neașteptat de bine au fost primite piesele noastre, mai ales că am încercat, cum îți spuneam, am încercat să îmbinăm muzica de petrecere, muzica etno, cu poveștile noastre de viață. Și cum spuneam, știi foarte bine, melodia noastră foarte frumoasă pe care toată lumea a primit-o cu lacrimi în ochi, A căzut frunza de nuc, o melodie foarte frumoasă, dedicată iubirii pentru bunici. Cine va alege piesele? În mare parte, domnul Ungureanu ne-a realizat, s-a ocupat de realizarea pieselor, însă eu îl ajut pe cât se poate pe dânsul cu scrierea textelor pentru piese. Iar dânsul se ocupă de linia melodică, dar nu în totalitate. Avem foarte multe piese scrise de dânsul, dar sunt așa cum a trebuit să fie. Deci, practic, tot ceea ce ne-am dorit a fost ca piesele noastre și, cum să spun eu, mesajul din ele să ajungă acolo unde trebuie. Adică la sufletul oamenilor. Pentru că ați adus vorba de Michi, o să vorbim și noi cu ea. Sigur. Spune-ne, te rog, cum ai ajuns în trupa Cronos? Am ajuns în trupa Cronos cu ajutorul domnului Constantin Ungureanu, căruia țin să-i mulțumesc foarte mult. Trebuia să ne dăm seama. Sunt nou în acest proiect, aproximativ de 3 luni, dar vreau să spun că m-am acomodat foarte, foarte bine cu fetele și am descoperit în Andreea și în Irina două prietene minunate. Cum a fost primul tău spectacol alături de ele? Plin de emoții, țin să spun că m-am încurcat la pași, eram foarte emoționată. Este normal. Da. Apoi? Apoi m-am acomodat, am început să-mi intru în ritm și este foarte bine acum. Cum a început viața ta muzicală? A început la vârsta de 5 ani, tot cu ajutorul domnului Ungureanu. Cântam prin casă și mama a zis, hai să o dăm la cursuri de canto pentru că are talent. Și am fost la domnul Ungureanu, am luat câteva ore de canto și am fost la primul meu concurs, unde am câștigat, dacă îmi amintesc bine, locul 3. Și așa a urmat mulți ani de canto, am făcut școala populară de artă și în prezent sunt la liceu de arte pe secția muzică. Era de așteptat. Voi ați urmat tot liceul de artă? Da, eu am terminat liceul de muzică pe secția vioară principală și pian secundar. Ulterior am terminat canto popular la școala populară de artă. Dar viața mea a început ca și la Michi, a început la vârsta de 5 ani, bineînțeles cu emoții, mama deja de fiecare dată când mă vede la televizor o bufnește râsul și îmi spune, ții minte când aveai 6 ani și ai urcat prima dată pe scenă și îmi spune, mami, am emoții, mai pot să mă țin pe picioare. A fost foarte bine, bine, eu mă mândresc cu faptul că o moștenesc pe mama mea și ea a cântat și încă mai cântă. Momentan a fost foarte ocupată și preocupată cu fetița mea, eu având foarte multe evenimente, noi având foarte multe evenimente, am avut marele noroc ca mama mea să poată să stea cu ea. Am înțeles. Deci, în loc să o luați la evenimente, ai lăsat-o acasă cu copilul. Da, oricum, na, bineînțeles că orice părinte, ea s-a bucurat pentru mine și m-a susținut întotdeauna și sunt sigură că o va face în continuare și marea mea bucurie este că și fetița mea are o ureche muzicală extraordinar de bună. Am înțeles, deci probabil peste câțiva ani veți fi 4 fete. Bineînțeles, de ce nu? Sau vom face o trupă Cronos mini. Mini, da. Spune-ne, Irina, cum ai început tu să cânti până ai ajuns în trupa Cronos? Cosmin, eu nu am făcut ceea ce au făcut fetele, nu am făcut liceul de artă, în schimb am făcut liceul pedagogic profil filologie, dar vreau să menționez că fac școala de artă populară de 6 ani de zile, chiar anul ăsta am încheiat 6 ani și continui. Cum să spun, cariera muzicală a început oficial cu fetele, dar când eram mai mică, bineînțeles, cântam la serbările de acolo, de la mine, de la țară, împreună cu prietenii mei, cu colegii mei și
cu timpul am evoluat așa, dar mai mult cu fetele, să fiu sinceră. Ați avut o vară foarte, foarte aglomerată și bănuiesc că o să aveți și o toamnă. Într-adevăr, ne bucurăm cu toată inima de foarte multe evenimente și până la urmă rezultatul este și concluzia, este că lumea ne iubește, pentru că altfel am fi stat acasă. Aveți și evenimente private. Cum sunt evenimentele private comparativ cu spectacolele, concerte? Hai să spun un lucru. La noi nu contează că sunt doar 20 de oameni sau că sunt 1000. Plăcerea și dorința și iubirea pentru muzică este aceeași, pentru că ceea ce facem noi ne dorim să împărtășim tuturor. Iar la evenimentele private întotdeauna îmbinăm, cum se spune, utilul cu plăcutul, pentru că întotdeauna nu o să poți niciodată să mulțumești pe toată lumea și am încercat să realizăm câte puțin din toate. În ideea că la evenimentele private obișnuim să cântăm nu numai muzica noastră, etno sau așa, cântăm și folclor și muzică ușoară și muzică grecească, macedonească și tot așa. Și ne bucurăm de un real succes pe unde mergem, pentru că ți-am spus, întâlnim la evenimentele private, cum știi și tu, și tineret și oameni mai în vârstă care... Fiecare apreciază un anumit stil de muzică. Dar iată că am reușit să, în mare parte pe unde am ajuns, să primim doar cuvinte de laudă. Care a fost cel mai important eveniment, cel mai important spectacol din activitatea voastră artistică? Unde v-ați simțit pe cea mai înaltă scenă? Nici nu știu să spun. Evenimente au fost multe unde ne-am simțit extraordinar și oriunde ne ducem ne simțim foarte bine. Atâta timp când suntem în mijlocul oamenilor care ne iubesc, toate au un farmec anume, un farmec aparte. Fiecare nu a fost unul anume să zici, probabil să ține minte din faze comice, în cel mai rău caz, un eveniment. Însă majoritatea au fost cu farmecul lor și ne-am bucurat, încă o dată spun, ne-am bucurat de oameni minunați. Ce vi s-a întâmplat pe scenă? Și v-a făcut așa să trebuiască să vă abțineți din râs, cum a trebuit noi să ne abținem pentru un incident de mai devreme? Păi, nici nu știu să spun. Nu știu, nu îmi dau seama. Doar, ce să zic, doar să fi fost vremea prea nefavorabilă, cum am pățit acum puțin timp, acum câteva zile, am avut eveniment unde bătea un vânt și ploua, deci... Nu-ți venea să crezi. Bine, spre norocul nostru, noi eram, scena era acoperită, bineînțeles, iar participanții spectacolului, oamenii care au venit să ne vadă acolo, aveau un loc ușor undeva sub niște umbrele, unde au stat cu minței și ne-au ascultat. Însă bătea un vânt atât de tare încât aveam senzația că o să cădem după scenă. Nu știu cum a reușit să ne ținem pe picioare, că vezi, suntem și foarte grase, da. Înțelegi? Și... De-aia spun, dar faze comice supă peste tot, dar... Spuneți-mi când v-au rămas, nu știu, v-au rămas tocul în scenă. Au fost câteva locuri unde am rămas și cu... Asta, orice, deci cred că majoritatea artiștilor care am întrebat, fiecare a avut unul din incidentele astea. Da, într-adevăr, se întâmplă să găsești, vestul sunt serbări câmpenești unde suntem invitați și nu întotdeauna sunt amenajate, eu știu, ca pe marile scene din centrele orașelor sau mai știu eu ce. Și mai găsești ori o dușumea, ori o podea, ori, eu știu, pietre sau... Dar oricum, noi am fost obișnuite să ne acomodăm așa, să ne obișnuim, adică nu avem numai tocuri de 20 de centimetri, mai avem și un toc mai micuț și le avem acolo păstrate. Bine, în momentul în care ajungem și vedem că nu este de tocul ăla de 20, mai scădem din ele, mai tăiem din ele. Ne apropiem de sfârșitul emisiunii, o să urmărim și celălalt videoclip al vostru. Spuneți-mi ce urmează să faceți pe viitor. Ce să urmeze? Vă spunem dumneavoastră să vă pregătiți și să ne așteptați cu toată dragostea, ca și până acum, pentru că vom aduce în fața oamenilor și în urechile oamenilor ceea ce dânsii și-au dorit și vom realiza lucruri frumoase, videoclipuri noi, piese frumoase, costumații frumoase, bineînțeles ultimul album pe care l-am reamintit puțin mai devreme și bineînțeles așteptăm un feedback pozitiv din partea tuturor, așa cum a fost și până acum. Spune-ne, Irina, ce urmează să faci tu în perioada imediat apropiată?
În perioada imediat apropiată vreau să spun că pe lângă faptul că o să particip la evenimente cu fetele, mai este puțin și începe școala. Așa că o să mă duc la copilașii mei, de care mi-este foarte dor, foarte dor, mi-au lipsit enorm. Am înțeles. Michi, bănuiesc că pe lângă faptul că o să înceapă școala, asta am înțeles. Ce o să faci în perioada apropiată? O să mă țin de treabă și o să particip la evenimente cu fetele. O să muncească din greu. O să înceapă să vadă ce înseamnă munca. Sigur că da. E, bine, este o muncă frumoasă, cu toate că, vezi tu, în majoritatea oamenilor se întâmplă să ne întâlnim și să spună: "A, dar ce faceți voi, domnule? Vă duceți, cântați, vă luați bani și ați plecat." Tu știi foarte bine despre ce vorbesc și mai ales cei din Breazla noastră, colegii noștri, știu ce înseamnă să mergi la evenimente și să înveselești lumea. Pentru că, iată, sunt în momentul în care ajungi la un eveniment și ești foarte obosit că în urma evenimentului respectiv ai mai fost și în alte 2, 3, 4 locuri, oamenii te vor fresh, aș putea spune. Și trebuie să dai tot ce e mai bun din tine, pentru că dânsii de asta te-au chemat acolo. Vă zic că, domnule, ce mă interesează pe mine că ai fost tu, nu știu, în 3-4 locuri înainte. Trebuie să-ți faci treaba așa cum trebuie și ca să mai fii chemat. Am înțeles. Noi vă mulțumim că ne-ați lăsat să descoperim câte puțin din spatele scenei trupei Cronos. Vă mulțumim și noastră că ne-ați urmărit. Vă urăm mult, mult succes în continuare. Mulțumim. Pupici tuturor. O perioadă poate mai scurtă să ne reîntâlnim și să vorbim despre evenimentele anterioare și despre accidentele frumoase care... Sperăm să nu avem parte de așa ceva. Sperăm să fie frumoase. Sigur că da. Vă pupăm pe toți și vă mulțumim că sunteți alături de noi și noi vă promitem că o să fim întotdeauna alături de dumneavoastră. Mulțumim tare mult. Până săptămâna viitoare, rămâneți cu ochii pe TV Sud-Est.